spui Uncharted, te gândești automat la PS3. Jocul a fost aplaudat pentru grafică, poveste și mai puțin pentru multiplayer. Asta nu înseamnă că este și cea mai originală exclusivitate. Fie că vrem sau nu să înfruntăm cruda realitate, cei de la Naughty Dog au reușit să îmbine mecanici din alte jocuri într-un mod eficient și fluent. Rezultatul fiind laudele criticilor, aplauzele fanilor și, nu în ultimul rând, crearea unui personaj memorabil, Nathan Drake, sau, dacă doriți, copilul nelegitim al lui John Rambo și Lara Croft. Proaspăt ieșit pe piață, cel de-al treilea titlu al seriei, Uncharted 3 Drake Deception, a ajuns și la noi în redacție și rezultatul în review-ul următor. It's all there. Now let's see it. Nathan este în căutarea unei noi comori. Ceea ce încearcă să descopere de această dată este ceva între unicornii pufoși și roz și căciula lui Burebista. Asta nu-l oprește să se bălăcească la propriu prin nisipel pentru a găsi un oraș pierdut, supranumit Atlantisul Deșertului. Un oraș mistic și așa mai departe. De această dată Nathan baletează între descoperirea unei enigme lăsate în urmă de strămoșul său, Francis Drake, și o cunoștință mai veche ce nu se va da în lături să-l aerisească dacă îi stă în cale. Și iată cum al nostru căutător de senzații tari și obiecte lucioase, împreună cu protagoniștii noi și vechi, se îmbarcă într-o nouă aventură. Povestea din acest joc explorează mai mult legătura dintre Nathan și mentorul său Sully, descoperind părți din trecutul lor tumultuos și plin de peripeții. Mai multe lasă să controleze o versiune mai tânără a scormonitorului de obiecte lucioase, într-un fel împingându-te să te atașezi emoțional atât de acesta cât și de legătura dintre cei doi. Why don't you tell me? You're the one working for him. Look, kid. A client wants something, I obtain it for a price. I don't ask any questions. Pe de altă parte avem și noi băieți răi, Baba Cloanța și contele de freză tâmpă expirat în anii 80, care încearcă să ajungă primii la orașul cu pricina, altfel o serie de personaje realmente credibile. Problema apare undeva după ce ai terminat cam 3 sferturi de joc. Nu înțelegeți greșit, jocul nu este monoton, nici pe departe, doar că finalul pare mult prea lung. S-au moșcăit atât să aranjeze piesele din poveste ca să pice totul exact așa cum spunea scenariul, încât finalul parcă nu mai are aceeași savoare. Sigur, este o părere personală pe care mi-o asum în totalitate, dar parcă mi-aș fi dorit să văd finalul ăla blestemat cu jumătate de oră mai devreme. Chiar și așa, Uncharted 3 are una dintre cele mai bine scrise povești din acest an, emoție, sentimente cât pentru tot anul, personaje credibile, suspans și trădări, răsturnări de situație când îți e lumea mai dragă și multe alte astfel de calități. Chiar numai stând pe margine și privind frumos imaginile, vei lua parte la acțiune trăind fiecare moment, căci Uncharted 3 reușește să atragă jucătorul în lumea sa fără ca acesta să-și dea seama. My client will be very pleased. Hold on a minute. Sully, this is fake. I assure you, Mr. Drake. Whoa, whoa, you are right. This is phony as a $3 bill. What the hell are you trying to pull here? Nu multe lucruri s-au schimbat de la ultimul joc din punctul de vedere al mecanicii de gameplay. Între două secvențe de platforming în care ești suspendat pe marginea unei stânci și te împuști cu fel și fel de inamici, accentul cade de această dată pe lupta corp la corp, jocul permițându-se să te ferești de pumnii inamicilor cu un quick time event. Este un plus binevenit și destul de interesant, chiar funcțional, iar după Batman m-am simțit ca acasă cu implementarea acestuia. Mai mult, acum poți să-ți surprinzi adversarii și să-i disponibilizezi ninja style, adăugând și un element stealth seriei. Astfel, dacă nu vrei să te împuști cu toți inamicii de pe hartă, poți pur și simplu să te strecori după ei. Asta și pentru că avem arme cu amortizor mai nou, chestie destul de utilă dacă vrei să faci pe spionul. Ceea ce nu s-a schimbat este felul în care abordezi fiecare nivel. Uncharted 3 a fost și în trecut destul de rigid la capitolul abordare, jucătorul având o cale prestabilită pe care să o parcurgă. Sigur, culoarul era plin de evenimente cinematice și momente regizate care te făceau să-ți rozi unghiile de emoție, dar uneori un pic de diversitate nu strică. Într-un fel, seria seamănă mai mult decât dorește să admită cu primele Resident Evil. Bine, asta îi dă și savoarea sa unică, jucătorul având ocazia să vadă cum se desfășoară fiecare eveniment, fără să rateze momente cheie, lucru pe care Uncharted 3 îl face altfel decât restul jocurilor. Ca și în jocurile trecute, există și puzzle-uri elaborate menite să-ți toarcă neuronii pentru a găsi rezolvarea, dar comparativ cu Uncharted 2, aici parcă sunt mai iertătoare cu jucătorul, fiind mai ușoare față de cele din jocul anterior. Evident, poți să-ți consulti jurnalul pe
pentru ceva ajutor, asta dacă lucrurile sunt prea înghesuite în capul tău, iar unele puzzle-uri îți dau posibilitatea ca jocul să găsească soluția în locul tău. Și colectarea de comori este prezentă. Multe dintre obiectele pe care Drake ar trebui să le găsească sunt plasate unde nici nu te gândești, fiind destul de greu să ajungi la ele, mai ales când te scufunzi cu nava în mijlocul mării. Cu toate astea, chiar după ce ai terminat jocul de două ori, mai poți descoperi câteva chestii noi față de ultima dată când ai văzut ecranul de game over. What are you... My God, do you know what this is? It's a book, mate. There's a lot of them in here. It's a library. Yeah, it's not just any book, wise ass. Belonged to T.E. Lawrence. You know, Lawrence of Arabia. Am terminat cele 20 și ceva de capitole în 8 ore și ceva. Iar constanta stresantă a fost că majoritatea inamicilor păreau aceeași persoană, doar cu un alt skin. Au acel nivel de finețe, dar parcă sunt prea rigizi în timpul luptei corp la corp. Iar felul în care te observă uneori pare să fie la mila inteligentului artificial, indiferent că joci singur sau cooperativ. Fie te văd din partea cealaltă a hărții, fie pur și simplu treci pe lângă ei fără să te bagi în seamă, confundându-te cu veioza mătușii Petunia. You're unusually quiet. What's up your bum? Oh, well, Charlie seemed to enjoy himself a little bit too much for my taste. Multiplayerul în Uncharted 3 a primit și el un upgrade, modurile de joc sunt mai elaborate, iar jucătorul are parte și de un deathmatch între echipe, chestie pe care nu am mai încercat-o de pe vremea lui Tribes. În rest, majoritatea modurilor de joc sunt destul de distractive, cu mențiunea că o să fie nevoie de ceva timp până să te obișnuiești cu mecanica generală a meciurilor. Poți acum să intri într-un meci în plină desfășurare și să te folosești de aliați pentru a te teleporta pe hartă, chestie care conferă un avantaj tactic în timpul partidelor mai încinse. Există și multiplayer split screen, iar customizarea personajelor este un deliciu vizual, având în vedere că îți poți realiza cel mai ciudat personaj fără prea multă bătaie de cap, meciurile de multiplayer fiind destul de diverse. Ceea ce schimbă mecanica generală de joc sunt boosterele sau versiunea jocului cu perk-uri. Această nouă adăugare în mecanica de joc reprezintă strategia prin care Uncharted încearcă să facă față valului Modern Warfare, reușind să aducă ceva nou pe masa de joc cu ajutorul hărților dinamice și realmente în continuă mișcare. Grafic vorbind, Uncharted 3 scârție puțin. Sigur, este un joc superb, cu foarte multe elemente cinematice, menite să-ți taie respirația, dar în momentul în care o textură se încarcă mai greu într-un ansamblu realmente unic, ceva-i putred în Danemarca. Sunt probleme ușor remediabile. Mă gândesc însă că celor care au cumpărat jocul chiar în ziua lansării, mă refer la fanii hardcore ai seriei, nu le-a picat prea bine. Chiar și așa, animațiile fiecărui personaj în parte, inclusiv NPC-urile, sunt cât se poate de realiste. În momentul în care te angajezi într-o luptă, n-o să ai impresia că te bați cu același inamic, la acest capitol fiind mult mai divers față de alte titluri. Totuși, ceea ce fură ochii jucătorului sunt secvențele scriptate pline de suspans. Fie că atârni de un avion, fie că te lupți într-o cavernă, Uncharted 3 știe cum să sublinieze necesitatea de a-ți urgenta acțiunile. În anumite situații vei avea parte chiar de momente demne de Hollywood, fiind clar unul dintre cele mai scriptate jocuri în sensul bun al cuvântului. Cât despre atmosfera creată de Naughty Dog, este și ea demnă de laude. Nivelurile pe care jocul le pune în fața gamerului sunt de o frumusețe rară, iar nivelul de detaliu și migală pentru fiecare element de decor sunt vizibile fără prea mare efort. Așa că să nu te miri dacă nu odată vei sta să admiri ceea ce jocul îți aruncă în fața ochilor. Iar dacă asta nu e destul, muzica folosită dezvoltă și mai mult acel sentiment de wow cu care seria ne-a obișnuit. Fiecare sunet și impact de glonț îți dă impresia de real, iar muzica pornește acolo unde trebuie, scoțând în evidență atmosfera generală. Dacă, de exemplu, ești angajat într-o luptă, vei simți subtil cum aceasta îți pompează adrenalină în sistem, iar dacă ești în pericol, un mic boost muzical o să-ți dea acea senzație de pericol iminent. Cât despre actorii vocali, nimic de rău. Nolan North este prezent și de această dată în rolul scormonitorului de comori, prestația sa fiind de zile mari. Nici restul personajelor, bune sau rele, nu au fost lăsate în voia soartei. Emoția transmisă prin intermediul dialogurilor este ceva cu care nu prea m-am întâlnit în alte jocuri, Uncharted 3 reușind să mă convingă sonor de necesitatea unei acțiuni sau de urgența alteia, totul cumulându-se într-un joc absolut superb, doar cu mici probleme. Seria Uncharted a fost și o să fie un etalon de frumusețe pentru cei de la PlayStation. Personajele credibile, chiar dacă debordante uneori, și peisajele fenomenale pe care jocul le aruncă în fața jucătorului sunt ceva de care doar cei de la Naughty Dog sunt capabili, evidențind și mai mult puterea brută pe care PS3-ul o are la dispoziție. Apropo, pentru cei care urmează să mă întrebe dacă jocul apare și pe PC, răspunsul este simplu: nu! Noi aici la Zona îi acordăm un 9,6, cu toate că l-am mai și certat, și vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube ArealIT și pe site-ul nostru arealit.tv cu păreri, opinii și varianta integrală a review-ului.